Salutări din Balansoar și bun venit la un nou episod al podcastului meu, dragi antreprenori și viitor antreprenor digital. În urmă cu 2 săptămâni, când am înregistrat primul episod despre cursul de relaționare în social media, tocmai avusese loc la București primul eveniment Affiliate Marketing Event, probabil primul de acest gen din țară, oricum eveniment care începea turneul, evenimentul cu care am început turneul 3 de seminarii din Future of Digital. Ieri, sâmbătă, 9 septembrie, am încheiat acest turneu prin seminarul de la Cluj și am avut dorința să închei cu aceeași propoziție cu care a început turneul Adrian la București. Propoziția care zice cam așa: aceasta nu este doar o oportunitate de business, ci este șansa ta de a te adapta vremurilor noi. Acest Future of Digital, care este companie de unelte digitale, unelte de tehnologie, de consultanță, dar poate că mai presus de orice, cel puțin Adrian insistă la ideea că Future of Digital este în primul rând o comunitate de marketeri afiliați și doar după aceea companie de tehnologie și consultanță. Deci, această companie oferă oricui șansa astăzi, oricui dorește să-și construiască un business online în era digitală, un business de marketing afiliat, oferă deci oricui această posibilitate de a se echipa cu toate uneltele de tehnologie necesare astăzi, cu școala care este deja pusă la punct, cursuri și traineri care deja sunt antrenați, au experiență câștigată de-a lungul a 5 ani deja aproape și deci oricine ai fi și dacă dorești, ai dorința asta de a-ți construi un business de marketing afiliat, cea mai potrivită alegere pentru tine este Future of Digital. Și în urmă cu 2 săptămâni, deci, când Adrian dădea cumva tonul acestui turneu de seminarii cu această frază că Future of Digital este nu doar un business obișnuit, ci șansa ta de a te adapta vremurilor noi, am reținut această frază și am încheiat deci acest turneu ieri la Cluj. Acum 2 săptămâni, deci, îmi începeam o serie de 3 episoade, ăsta este al 3-lea și ultimul episod din seria care este dedicată cursului de relaționare în social media. Am vorbit despre acest curs într-un prim episod, acum 2 săptămâni, ca despre o poveste de succes. Este un curs care are aproape 4 ani, în decembrie împlinim 4 ani, și un curs prin care au trecut sute de colegi care își construiesc astăzi un business, fie cu Future of Digital, fie cu alte, în altă parte, business-ul lor, da? Au ales să plece deocamdată din Future of Digital să facă o pauză, dar sunt convinsă că vor reveni. Deci, prin acest curs au trecut sute de colegi și prezentam acest curs ca pe o poveste de succes. Apoi, în episodul de duminica trecută, am vorbit un pic despre trainerii acestui curs, iar astăzi vreau să prezint încă un alt beneficiu care, de fapt, înseamnă mai multe beneficii pe care le-am cules, le-am adunat așa într-un mănunchi și cu acest episod închei această prezentare a cursului nostru de relaționare în social media. Ieri la seminarul de la Cluj cineva m-a întrebat ce înseamnă din punctul meu de vedere o echipă, ce presupune să fii un bun jucător de echipă, un membru bun al unei echipe. Am zis acolo 3 lucruri, dar probabil că unul din lucrurile importante, nu spun că e cel mai important, dar unul din lucrurile foarte importante am omis și acum cumva vreau să recuperez această omisiune. Am spus ieri că un lucru foarte important ca jucător într-o echipă este empatia, capacitatea de a te pune în locul celuilalt. De a te pune și de a simți cumva împreună cu celălalt. Să te pui în papucii co-echipierului tău. Empatia este deci foarte importantă într-un joc de echipă.
Apoi generozitatea. Să nu măsurăm cu lingurița generozitatea. Chiar dacă ni se pare că celălalt, sau poate nu ni se pare, poate că așa este, că un alt coechipier de al nostru se dăruiește echipei așa cu măsură, cu lingurița, noi să ne dăruim cu polonicul. Știi? Fără să ne uităm la celălalt și să ne comparăm cu celălalt. Dacă tu poți să dai cu polonicul, tu dă cu polonicul, nu da cu lingurița, nu măsura, nu fi zgârcit, fi generos. Până la urmă, o să se prindă și coechipierul tău și nu o să mai măsoare cu lingurița dăruirea lui față de echipă, ci o să dea și el tot ce poate, 100%, all in. Deci empatie, generozitate și mai spuneam eu ieri să ai grijă la ego, tu să-ți stăpânești ego-ul și nu ego-ul să te stăpânească pe tine. Și bineînțeles că și asta este un aspect foarte, foarte important al unei echipe, dar un aspect mi-a scăpat și este foarte important, comunicarea. Într-o echipă trebuie să știi să comunici și o echipă este atunci foarte bine sudată când comunicarea merge de fapt, merge fără cuvinte. Atunci când ai niște lucruri de făcut într-o echipă, când vezi că celălalt a omis, a uitat, a obosit, tu fără cuvinte, fără să mai întrebi, să faci în locul colegului respectiv și să nu-i scoți după aceea ochii că uite am făcut și tu trebuia să faci. Fă ceea ce trebuie să faci în momentul ăla. Și asta este o comunicare superbă în orice echipă, în orice familie, în definitiv, și peste tot, în orice relație. Am dat exemplu ieri în timp ce vorbeam despre aceste lucruri pe care trebuie să le ai ca să fii un bun coechipier, un bun jucător de echipă. Am dat exemplu echipei antrenorilor din acest curs, cantonament îi spunem noi, cursul de relaționare în social media. Suntem 4 antrenori și ne-am sudat deja. Nu am fost aceiași 4 de la bun început, de când s-a înființat acest curs. Eu sunt cea mai veche, întâmplător sau nu, sunt de la începutul înființării acestui curs și ceilalți colegi au venit pe parcurs, unii au venit, au plecat între timp, dar am imprimat și am reușit să menținem această cultură a noastră, această comunicare a noastră, în așa fel încât echipa pe care noi o am construit-o și o reprezentăm este o echipă foarte bună, o echipă în care îmi face foarte mare plăcere să joc. Echipa din cursul multimedia este încă foarte tânără, de-abia în martie-aprilie am luat naștere, mai are un pic de timp ca să fie sudată, mai are nevoie de maturitate. Ca în orice lucru, o echipă nu se formează peste noapte, ci se formează în timp și prin tot felul de provocări și încercări. Am vrut să mai repet un pic lucrurile astea despre echipa de antrenori a cursului, pentru că dimineața sunt niște lucruri de făcut, cineva trebuie să deschidă sala de Boom. Boom este, asta e momentul de reclamă. Boom este platforma noastră de videoconferințe în Future of Digital și toate cursurile se desfășoară pe această platformă de videoconferințe și sunt niște lucruri de făcut. Cineva deschide sala, pune slide-ul intro, altcineva pregătește pastila zilei și după care se trece la abordări. Și când vedem că obosește colegul sau are o urgență de făcut, sigur că intervenim și preluăm imediat conducerea cursului, să zic așa. Și așa se desfășoară cursul în fiecare zi, de luni până sâmbătă, duminică e pauză și așa se desfășoară deci de aproape 4 ani de zile. Cum are loc acest curs? Ne întâlnim deci în fiecare dimineață la cafea, să zic, la ora 8, de la 8 la 9, 9 jumate, cred că foarte rar am stat o oră, ne apucă o oră jumate, 2 ore, pentru că la noi
Am mai spus lucrul ăsta în alte episoade, la cursurile Future of Digital sau prezentările Future of Digital, știm când începem, dar nu știm când terminăm. Terminăm când terminăm, când terminăm, când avem treabă, când am epuizat toate subiectele, toate ideile, toate gândurile și când simțim că plecăm destul de îmbogățiți din acea întâlnire. Fiecare dimineață începe deci cu o pastilă a zilei, care este o pastilă de teorie de care avem nevoie și subiectele sunt diverse, subiectele sunt strict legate de munca noastră, de munca noastră de marketer afiliat care face abordări, care vorbește și comunică în social media, care prezintă afacerea celor interesați, după care următorul pas este că îi cheamă în prezentare, următorul pas este că îi cheamă într-o întâlnire cu un coechipier, cu un consilier și cei care doresc să înceapă la rândul lor afacerea sunt ghidați mai departe, da? Își cumpără un abonament, își cumpără un curs, vin la un seminar și așa mai departe și tot procesul ăsta se reia de atâtea ori până când afacerea noastră crește și până când ne realizăm lucrurile pe care vrem să le realizăm. Și în felul acesta, permanent, avem potențial de creștere, loc de creștere, pentru că ținem atât pregătire teoretică, cât și, sau mai ales, practică. Pentru că această pastilă, vorbim despre ea primele 15-20 de minute din curs, după care trecem concret la exemple de abordări și arătăm concret exemple de discuții, de exemple de comunicare mai bună, mai defectuoasă, comunicare pe care o realizăm în social media cu oamenii cărora le prezentăm afacerea noastră. În felul acesta, venind cel puțin 2 luni de zile, atâta este perioada activă a acestui curs, 2 luni de zile, dar sigur că 2 luni de zile sunt absolut insuficiente pentru a dobândi și pentru a întări aceste abilități de comunicare în social media, deci 2 luni sunt insuficiente, dar 2 luni considerăm noi ca fiind perioada activă în care se stabilește acest obicei de a comunica în fiecare zi, de a-ți arăta afacerea în fiecare zi unor noi prospecți, spunem noi. Deci 2 luni este perioada activă, timp în care, iarăși, îți poți recupera investiția dacă faci anumite lucruri. Sunt niște condiții pentru asta. Bun. În tot acest timp, bineînțeles că și după 2 luni e bine să vin în curs și e indicat, și să nu zic trebuie, dar dacă ești serios cu visul tău și cu această nouă activitate și ești serios în a-ți construi un business de genul ăsta, trebuie să vii în continuare la pregătire, pentru că în 2 luni e total insuficient. Plus că este o școală permanentă, o școală permanentă, o școală permanentă. Înveți în timp ce faci. O școală permanentă, practică, și un business de genul ăsta nu se construiește în 2 luni, ci cel puțin în 2 ani. Care mai este un beneficiu? Deci odată ai teorie și practică, mai ales în fiecare zi. Un alt beneficiu este că îți atingi noi obiective, te bucuri de procesul de creștere și nu te bucuri singur, te bucuri împreună cu colegii și asta este minunat pentru că îți multiplici bucuria ta și o simți de tot atâtea ori de câte ori o multiplici. Și sigur că asta este superb, da? Să simți bucuria asta multiplicată. Bun, deci te bucuri de procesul de creștere, te îndrăgostești, am mai zis asta în episoadele anterioare, te îndrăgostești de omul care devii, vezi în fiecare zi progresul pe care îl faci tu, te știi măsura tu pe tine, îți știi măsura ție creșterea. Această creștere nu se vede imediat, nu se transpune imediat în rezultate concrete. Această creștere o simți tu mai întâi. Sau poate că nici nu tu o simți, ci o văd colegii și îți spun, ai crescut mult. Chiar? Pe bune? Eu nu văd. Să știi că ai crescut, uită-te mai bine la tine.
cum nu vezi? Uită-te atent la tine. E foarte frumos să ai niște martori ai creșterii tale, ai dezvoltării tale, și martorii ăștia să fie colegii tăi care se bucură sincer cu tine, care nu sunt invidioși, ci sunt generoși, așa cum am zis la început. Generozitatea dintr-o echipă. Acești colegi care ne întâlnim în fiecare dimineață în acest curs, în cantonament, ne formăm și noi acolo ca o echipă. Deci nu doar echipa antrenorilor există în acest curs, ci și echipa pe care o facem împreună cu colegii și colegii. Interesant că noi antrenorii suntem totodată colegii noștri, deci noi ne antrenăm colegii și noi învățăm de la colegi, din abordările lor, din situațiile lor pe care ni le arată în timpul cursului. Și ne creștem unii pe alții cumva. Ne creștem unii pe alții și ne creștem noi pe noi înșine. E foarte frumos toată relaționarea asta și tot complexul ăsta. Este foarte bine gândit și foarte frumos. Apoi, progresul ăsta se măsoară, odată se măsoară ca și creștere individuală, creștere personală, dezvoltare personală, da, să zic așa, și după aceea urmează rezultatele concrete. Un partener nou care ți se înscrie, un client nou care ți se înscrie, un nou coleg care pornește cu tine la drum, un nou invitat la seminar, așa mai departe. Deci în toată dezvoltarea asta se transpune după aceea în rezultate, să zic așa, concrete, da? Palpabile, în ceea ce se vede. Uite, domnule, că am și eu o echipă. Am 1, 2, 3, 5, 10 parteneri de afaceri cu care împreună cu care mergem mai departe. Nu mai sunt doar eu singur, ci am o echipă. Și atunci începe continuă dezvoltarea personală și profesională, pentru că având deja o echipă te forțezi cumva să crești ca și lider al acelei echipe. Responsabilitatea este mare, mai mare de acum, și creșterea asta e necesară să fie atât de înceată și de progresivă, pentru că dacă tu cu mintea ta de la început, de la începutul business-ului ăstuia, dacă ți s-ar da pe mână o echipă de 10 oameni, ai face o praf în 2 zile, pentru că nu ai abilitățile de lider necesare să conduci 10 oameni. Dar crescând tu personal, crescându-ți echipa ușor-ușor, trebuie să ții pasul cu această creștere. Și atunci creșterea este pe nesimțite, evoluția este pe nesimțite, dar este constantă și tot mai bună. Și crește echipa pe măsură ce crești tu ca lider. De aia se zice în cărțile de dezvoltare personală, mai ales la John Maxwell am auzit, că nivelul tău de leadership determină nivelul echipei tale. Nu poți avea o echipă mare dacă nivelul tău de leadership e mic. Și lucrurile astea cresc împreună. De aia e necesară dezvoltarea personală în acest business. Ei bine, în acest curs, în cursul de relaționare în social media, practic, odată ce avem o echipă mică de 2, 3, 4, 5, 10 oameni, cantonamentul ăsta începe să devină și o mică clasă așa, sau o mare clasă de pregătire pentru leadership. Da? Deci anul pregătitor de la școală este clasa noastră pregătitoare pentru liderii de mâine. Deci grădinița pentru lideri este în cursul de relaționare în social media. Cam așa. Și nu ne-am gândit la asta la început, eu cel puțin nu m-am gândit la asta, pentru că nivelul meu de leadership era scăzut atunci când am început acest curs ca antrenor și nu aveam de unde să mă gândesc. Dar sunt absolut convinsă că artizanul acestui curs și artizanul acestei organizații, Adrian Repede, s-a gândit sigur și la acest lucru. N-avea cum să nu se gândească, pentru că un om cu experiență și cu un leadership înalt știe
care este procesul și etapele procesului și sigur avea în minte și lucrul acesta. Dar probabil că a considerat că nu suntem destul de pregătiți ca să înțelegem mărimea acestui proiect, al acestui curs. Și anume faptul, tocmai datorită faptului că este clasa pregătitoare pentru lideri, cei care participă la acest curs, deci cursanții noștri, au parte de două întâlniri extraordinar de importante în formarea lor și pentru aceste întâlniri nu mai plătesc absolut nimic. Deci aceste întâlniri sunt deja gata plătite și intră în prețul cursului. Cursul costă 150 de euro dacă te înscrii atunci când la înscriere folosești un promo cod, da, pe care îl primești de la o persoană care deja este la curs. E normal, e tot mai uzual acest promo cod, peste tot îl întâlnești. Și anume, cei care sunt înscriși la curs au parte de două traininguri excepționale, miercuri seara și sâmbătă înainte de masă sau în sâmbătă pe la prânz, traininguri dedicate liderilor și este vorba despre leadership, se învață acolo dezvoltare personală și dezvoltare profesională, lucruri pentru care plătești bani grei în alte părți. Plătești bani grei în alte părți. Să reții lucrul ăsta, drag ascultătorule, care ești un viitor antreprenor sau poate ești antreprenor deja. Atunci când dai peste un curs care este foarte scump, nu este sigur că prețul acesta mare acoperă valoarea cursului. De asemenea, și reciproca e valabilă. Dacă dai peste un curs mai ieftin, nu este sigur că dacă este ieftin, este slab și nu are valoare. Uneori e chiar invers. În Future of Digital e chiar invers. Cursul de relaționare în social media costă 150 de euro dacă folosești un promo code și valoarea este foarte, foarte mare. Neprețuită. Să ai parte de un asemenea curs pe care îl plătești o singură dată și care îți asigură formarea continuă în profesia asta și în business-ul ăsta de marketing afiliat și și în dezvoltarea ta personală, fără să mai plătești absolut nimic în plus decât 150 de euro în momentul în care te înscrii la curs. Unde s-a mai văzut așa ceva? Cred că nicăieri. Și noi știm de ce facem lucrul ăsta, nu pentru că am fi fraieri sau proști sau băi, ăștia nu știu, ăștia slab de tot, de-aia au prețurile astea mici. Noi știm foarte bine de ce avem aceste prețuri, pentru că vrem să ne formăm mulți lideri în această școală și prețul nu va rămâne așa, prețul va ajunge la prețul pieței, așa că dacă acum asculți acest episod și te bate gândul să începi un business de marketing afiliat și te bate gândul să vii să înveți cum se face lucrul ăsta, să știi că ăsta e prețul de astăzi și nu vă mai rămâne mult timp acest preț. Așa că profită de ocazia asta și vino la curs. Vino la curs ca să înveți practic cum să relaționezi în social media. Mă opresc aici. Probabil că săptămâna viitoare mai înregistrez un ultim episod pe această temă, după care încep noul sezon. Peste două săptămâni, noul sezon care probabil că va începe cu câteva episoade în care voi vorbi despre beneficiile cursului multimedia, care este astăzi vedeta cursurilor din Future of Digital, un curs extrem de important, extrem de important și de larg interes. Este cursul cel mai căutat astăzi în comunitatea noastră. Așa că fii pe fază când voi începe peste două săptămâni episoadele referitoare la cursul multimedia. Până atunci ne auzim săptămâna viitoare și ne auzim peste două săptămâni cu ceva audiobook. Am ceva în minte, dar să văd, poate că schimb, poate că nu. Fiecare al 10-lea episod al meu este dedicat unui text literar, pentru că fiecare al 10-lea episod vreau să mi-arăt și latura asta de hobby, să zic așa, sau partea asta din mine care este foarte importantă și anume literatura. Bun, până atunci vorbim de business.
Pentru mine nu sunt despărțite cele două, business-ul de literatură, pentru mine multe lucruri pe care le-am citit în cărți, în romane, le aplic în business-ul meu. Romanele și textele literare, în general, nu doar romanele, textele literare, din punctul meu de vedere, sunt idei îmbrăcate frumos. Dacă vrei să citești doar idei, citești cărți de filozofie. Dacă vrei să citești idei îmbrăcate într-o formă frumoasă, estetică, citești literatură. Așa că pentru mine poveștile din literatură sunt idei îmbrăcate frumos. Și sunt tot idei pe marginea cărora poți povesti și povești pe care le poți aplica în viața de zi cu zi și în business. Așa că cele două sunt în mintea mea și în sufletul meu foarte întrepătrunse. Bun, mă opresc aici. Astăzi am vorbit despre un al treilea beneficiu al cursului de relaționare în social media și anume teorie și practică, îmbinate într-un mod foarte bun și foarte proporțional. Avem atât teorie cât și practică. Bun, te las cu bine. Aștept să interacționăm pe toate platformele. Monica Vereșvații, sunt pe Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Business din Balansoar, sunt în Instagram, așa că te aștept cu comentarii și cu întrebări. Toate cele bune și îți doresc să devii o voce relevantă și vizibilă în social media astăzi. Te las cu bine, pa!